O zi frumoasă de toamnă târzie, de început de iarnă, o zi pe care ne-o dă Domnul să ne bucurăm în ea, să ne veselim, să ne facem inimă bună și să ne pregătim sufletul în perspectiva revenirii sale. O zi pe care n-au mai apucat-o alții, dar pe care Domnul ne-o dă nouă, una dintre zilele vieții noastre pe care Dumnezeu ne-a dat-o goală să o umplem cu ceva. Fiecare a umplut-o cu ce a putut, indiferent cu ce am umplut-o, din ziua aceasta vom fi răsplătiți sau pedepsiți. În această seară suntem din nou împreună. Este o mare bucurie pentru mine, mă gândesc că și pentru dumneavoastră, pentru că suntem în jurul persoanei Regelui nostru, Iisus Hristos. Mă bucur așa de mult de viziunea pe care pastorul dumneavoastră, conducerea bisericii de aici o au, în legătură cu maturizarea Bisericii Domnului, expunându-vă la seminarii lămurite pe subiect care maturizează, care lărgesc orizontul, care prezintă Scriptura într-o manieră clară și lămurită. De dimineață am uitat să vă spun salutări de la directorul nostru de muzică, fratele Andrei Fedur, pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. El îmi spunea: adu-le aminte fraților de mine și salută-i. Vă salut nu doar din partea lui, din partea conducerii bisericii noastre, a fraților și surorilor, unde dumneavoastră probabil că aveți rude sau cunoscuți. Scumpă biserică, ne gândim astăzi la familie. Fiecare dintre noi suntem parte dintr-o familie și subiectul acesta din Scripturi este unul extrem de sensibil pentru noi, fiindcă dintre toate relațiile care sunt pe pământ, relația de familie este cea mai complexă. Noi avem prieteni, de unii ne despărțim, pe alții ni-i facem, dar familia este o prietenie care nu se termină niciodată, de aceea trebuie să ținem la ea, să investim în ea. Am citit de dimineață cuvântul Domnului, vom continua să facem același lucru. Dacă de dimineață am citit despre Iosua din cartea lui, în seara aceasta vom citi despre Isaia din cartea lui, capitolul 8, versetul 18. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați. Isaia 8 cu 18. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că ne-ai dat viață și că ne-ai înconjurat cu oameni care fac parte din viața noastră. Mulțumim pentru tovară și de viață pentru copii și pentru părinți. Poporul tău stă înaintea ta să primească hrană, hrană de care are nevoie și de care depinde. Deschide-ți mâna, Doamne, și satură după nevoie. Binecuvintează, Doamne, cum numai tu poți binecuvânta. Vindecă, ridică, leagă răni, șterge lacrimi, mustră dacă e nevoie, dar vorbește acestui popor care a venit să se întâlnească cu tine. Inima noastră, Doamne, se îndreaptă înspre mâna Stăpânului, de unde ne vine binecuvântarea. Mulțumim, Doamne, pentru îndurarea Ta. Ne predăm voința Ție, ne așezăm liniștiți la cruce, știind că ne vei binecuvânta, pentru că Tu binecuvintezi pe copiii Tăi. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Dragii mei, reocupați-vă locurile. Stați în prezența Domnului și Stăpânul să vă dea fiecăruia dintre dumneavoastră o stare a inimii liniștită și disponibilă pentru Evanghelie. De dimineață am vorbit despre familii care au pierdut oportunitatea închinării, prezentând câteva aspecte negative pe care soțul sau soția, amândoi soții uneori, le-au practicat, le-au ales și blestemul lui Dumnezeu a venit în casa lor sub o formă sau alta. Cu ajutorul lui Dumnezeu în această seară vom vorbi despre familii care au păstrat oportunitatea închinării, prezentând familii, soți sau soții care, stând lângă Domnul și cerând ajutorul său, au fost binecuvântate și au ținut departe de casa și de sufletul lor blestemul și mânia lui Dumnezeu. Așa după cum dimineața am prezentat 7 familii din exemplul celor care au pierdut oportunitatea închinării, în această seară o să prezint alte 7 familii din categoria celor care au păstrat oportunitatea închinării. Nu mai gândiți-vă cât este de dificil într-o viață de muritor, să zicem de 40-50 de ani de credincioșie, adică 70-80 de ani de viață,
să fii credincios lui Dumnezeu în fiecare zi. O singură dată, dacă aluneci, cazi, păcătuiești, tot trecutul este compromis, pentru că oamenii nu te mai iartă niciodată. Dumnezeu iartă, dar oamenii nu uită. Oamenii te țin minte și pe tine și pe copiii tăi, te vede prin prisma acelei căderi, prin prisma acelei alunecări. O viață de credincioșie în fiecare secundă, în timp ce ești asediat de ispite, de tentații, de păcate, o viață să stai în picioare ca soț, soție, mamă, tată, bunic, credincios, șofer, muncitor, este o mare provocare pentru Sfinții Domnului. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt și în încheiere o să vă chem la rugăciune. O să vă aduc aminte că avem nevoie să ne atingem de Domnul, expunându-ne viața și familia pentru ca El să o binecuvinteze. Cei care vor să o facă din bancă, o să aveți libertatea să faceți asta. Cei care probabil vreți să faceți ceva special în seara aceasta, fiind în mijlocul unei nevoi, să fiți binecuvântați, de asemenea, puteți să faceți lucrul acesta într-o manieră mai directă, după cum vom fi călăuziți la vremea potrivită să procedăm. Prima familie spre care vreau să vă îndrept atenția este familia din Genesa, capitolul 15. Despre Avram începe să se prezinte din... Familia lui Avram începe să fie prezentată din capitolul 12. Dar în capitolul 15, Scriptura ne prezintă familia lui Avram și Sara ca fiind credincioși lui Dumnezeu pe cuvânt. Ceea ce îi caracterizează pe ei este credința pe cuvânt. Oamenii ajung să fie bolnavi și Dumnezeu promite vindecare, însă diagnosticul de cancer spus de medic este atât de puternic, atât de dureros și de îngrozitor, încât oamenii nu mai au putere să creadă că vor fi vindecați. Dumnezeu promite că iartă păcatele pe care oamenii le mărturisesc. Dar sentimentul de vinovăție și de frustrare în urma păcatului făcut este atât de profund, încât oamenii rămân cu oarecare măsură de nesiguranță în iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu promite tinerilor că îi va călăuzi în alegerea partenerului, însă în urma unor eșecuri, în urma unor răni sentimentale pe care cineva le-a avut, își pierde încrederea în persoana de genul opus și nu mai are așa de multă încredere că va nimeri fata sau băiatul potrivit și rămâne rezervat uneori ajungând la 30-40 de ani și încă nu se căsătorește. Oamenii au dificultăți să meargă prin credință, neglijând ce se vede. Noi oamenii avem 5 percepții senzoriale prin care identificăm contextul material în care existăm. Avram a fost genul de om care a trecut prin foarte multe încercări, toate de culoare neagră. Și în ciuda lucrurilor descurajante pe care le-a văzut, Avram a avut încredere în Dumnezeu și în cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat ca o garanție. A sfidat ce se vede, a sfidat percepția umană și s-a încrezut în Dumnezeu, având în vedere doar promisiunea acestuia. Și lucrul acesta i s-a socotit ca neprihănire. Dumnezeu a asociat încrederea lui Avram în promisiunea sa ca o neprihănire personală pe care i-a atribuit-o. Și eu, asemenea dumneavoastră, mă confrunt cu foarte multe dificultăți și în unele îmi este ușor să trec dincolo încrezându-mă în Dumnezeu care va veni să mă ridice, să rezolve problema. Însă sunt și situații în care ți este greu să te încrezi în Dumnezeu. Teoretic, noi ne încredem în Dumnezeu. Noi sfătuim pe oamenii bolnavi să se încreadă în Dumnezeu. Când noi suntem bolnavi, lucrurile stau diferit. Noi suntem încrezători în Dumnezeu într-o stare de normalitate. Însă când starea de normalitate se transformă în anormalitate, dintr-o dată noi ne încredem mai puțin în Dumnezeu. Omul este slab, este vulnerabil. Hristos spune asta atunci când explică: dacă ați avea credință cât un bob de muștar, asta înseamnă că nici atâta nu aveau. Avram este exemplu care se încrede în Dumnezeu. Se roagă o viață pentru un lucru și nu-și pierde încrederea că Dumnezeu îi va da într-o zi. Și până la urmă Dumnezeu, deși așa de târziu, dar
nu foarte târziu, i-a împlinit dorința dându-i un copil din el și din soția lui Sara. Dragii mei, fiecare dintre noi avem dificultăți, avem crucea personală, avem un drum al nostru și al familiei noastre. Și de multe ori pare o soluție să ne folosim relațiile, pare o soluție să folosim politica bisericească, pare o soluție să spunem vorbe cu două înțelesuri, pare o soluție să apelăm la compromis pentru ca să ne rezolvăm situația în care ne aflăm. Și dincolo de tot acest peisaj sumbru, rămâne promisiunea strălucitoare a unui Dumnezeu fără limite, care spune, încrede-te în mine, care șoptește, încrede-te în mine, nu-ți pierde încrederea în mine, ți-am dat cuvântul meu ca garanție, am girat cu al meu cuvânt, încrede-te în mine. Avram este genul de persoană, poate puțin naivă, o viață așteaptă să-și împlinească Dumnezeu promisiunea. Sunt oameni dintre noi care într-o zi sau un an își epuizează răbdarea și apelează la tot felul de alte soluții care promit rezolvarea problemei. Încredere pe cuvântul lui Dumnezeu înseamnă încredere pe cuvântul lui Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Familia care are încredere în promisiunea lui Dumnezeu, chiar dacă se împlinește astăzi sau la anul, va fi o familie binecuvântată. Atâta timp cât îl aștepți pe Dumnezeu să vină, ești cu El. Ești lângă El. Ai inima pregătită, ba chiar, știind că îl aștepți, te sfințești, îți cercetezi viața, te corectezi, elimini orice umbră de îndoială gândindu-te că poate de aia încă n-a lucrat Domnul. Și te pregătești mai bine, te uiți la haină și o curățești. Faci lucrul acesta știind că Dumnezeu s-ar putea împiedica de asta și gândindu-te, poate Domnul așteaptă să mă desăvârșesc în așteptarea mea. Și iată cum așteptarea aceasta a împlinirii promisiunii în care crezi devine un mod de a te sfinți și de a te apropia de Domnul. În timpul acela te rogi cu pasiune, cânți cu bucurie, te smerești înaintea Domnului. Dacă ai un conflict cu cineva, ți-l restaurezi. Dacă ai o atitudine de competiție în familie, cu soția sau cu copiii mai mari, dintr-o dată te liniștești și spui, trebuie să mă sfințesc ca să lucreze Dumnezeu. Avram a avut o astfel de atitudine de așteptare și așteptarea asta i-a făcut bine. Cunosc un om care a trecut prin suferință și suferința l-a zdrobit. Și când suferința a trecut, omul acesta s-a trezit rugându-se și el s-a auzit pe el în timp ce se ruga spunând, de parcă altul s-ar fi rugat și el l-auzea. Și el se ruga spunând următoarele cuvinte, Doamne, nu cumva ieșind din suferință o să revin la vechiul stil de viață? Îmi este frică că ai luat de la mine suferința care mă ținea smerit. Atunci când îl aștepți pe Dumnezeu să-și împlinească promisiunea, stai la întâlnire și de obicei când te întâlnești cu cineva, te îmbraci, te comporți, ai o anumită atitudine care e vrednică de așteptarea cu cineva special. Atunci când o fată se întâlnește cu un băiat, nu se îmbracă oricum. Atunci când mergi în audiență ca să dai un interviu pentru primirea unui loc de muncă, nu te duci oricum să te întâlnești cu șeful de companie. Orice întâlnire cu cineva presupune o conduită care atinge excelența. Avram o viață a stat în această atmosferă și viața lui a fost o viață de închinare și atitudinea lui de închinare a fost o atitudine deosebită. Dragii mei, atunci când așteptăm pe Domnul să-și împlinească cuvântul, această stare de așteptare se asociază cu sfințenia. Caută neprihănirea, elimină defectele, slăbiciunile, alunecările și se apropie de Domnul în speranța că de data asta Domnul poate mă va asculta. De aceea Avram și Sara, în ciuda slăbiciunilor care s-au manifestat, Scriptura ne spune că și Avram și Sara au râs când îngerul Domnului a spus, veți primi un copil din partea lui Dumnezeu. Dar ceea ce este caracteristic pentru Avram este faptul că a mers prin credință, spre nicăieri, fără să aibă explicații logice. Dumnezeu nu i-a explicat lui Avram unde îl va duce, i-a spus doar, ieși din casa ta.
Ieși dintre rudeniile tale și du-te într-o țară în care ți-o arăt sau îți explic, nu, ți-o voi arăta. Într-o țară pe care ți-o voi arăta. Și Avram pur și simplu s-a încrezut în cuvântul Domnului. Păi atunci când te pui în mâna lui Dumnezeu, devine responsabil de tine. Când te pui în mâna lui Dumnezeu, îl faci responsabil de. Dar dacă nu te pui în mâna lui, ești în mâna ta și tu ești responsabil de tine. De aceea Avram și Sara au avut o viață de închinare. Aduceți-vă aminte că atunci când Lot a ales vadul comercial pe unde treceau caravanele Sodoma și Gomora, Avram a renunțat la oportunitatea business-ului. S-a dus pe munte. Pe munte nu treceau cămile, nici caravane, nu se făcea business, era pustiu, doar pietre. Când am mers în Israel și am văzut pentru prima oară un munte ieșind din aeroportul Ben Gurion din Ierusalim, eu am crezut că sunt oi. În România, cum e un deal plin de oi, așa era muntele acela, dealul acela, că munții din Israel sunt practic niște dealuri, erau plini de stânci, niște pietre de mărimea unei oi, de culoarea unei oi. Eu am crezut că sunt oi și e muntele plin de oi. Mai târziu mi-am dat seama că Israel e tot o piatră, o piatră calcaroasă, o piatră mai slabă. Ei bine, Avram s-a urcat pe munte pentru că el îl aștepta pe Dumnezeu. Când nu mai aștepți nimic de la Dumnezeu, poți coborî în Sodoma, oricum Dumnezeu nu urmează să se întâlnească cu tine diseară. Dar când aștepți să vină Dumnezeu astăzi, nu-L poți aștepta în Sodoma, nici la o oarecare depărtare, nici la porțile Sodomei. Trebuie să-L aștepți pe munte, în fața altarului. Și dacă nu vine, și mâine vei sta în fața altarului, crezând că poate vine mâine. Și dacă nu vine nici mâine, vei rămâne acolo, că poate vine mâine. Și așa trece viața stând și așteptându-L pe Dumnezeu în fața altarului. Și te trezești că ajungi la bătrânețe, un om credincios, cu puritate a minții, a inimii, cu experiențe cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va onora promisiunea care a făcut-o. Dar când stai în Sodoma, inima ți se atașează de Sodoma, inima ți se modelează după principiile Sodomei și devii rece față de Domnul. Nu-L aștepți, nu speri să te întâlnești cu El. Că așteptările sunt caravana de cămile care vine cu juvaieruri sau cu mătase din Persia. Dragii mei, vreau să vă spun că dacă nu mai aveți nimic de așteptat de la Dumnezeu, n-aveți niciun motiv să vă întâlniți cu El. Dar când aștepți de la Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea pentru unul dintre copii, pentru soț, pentru soție, pentru durerea din trup, pentru un loc de muncă, pentru o datorie care te sufocă și nu mai poți plăti, faptul că l-aștepți să vină te pune în situația să te pregătești pentru întâlnirea cu El. Pregătire care de fapt nu înseamnă nimic altceva decât un standard de sfințenie superior marii majorități a credincioșilor care trăiesc fără grijă în Sion. Avram și Sara au avut o viață de așteptare și așteptarea aceasta i-a obligat să fie într-un stil de viață care îl așteaptă pe Dumnezeu. Când eu am știut că mă întâlnesc cu dumneavoastră, m-am gândit la ce predic, m-am rugat la ce predic, m-am îmbrăcat corespunzător să vă ies în față în numele Domnului și m-am pregătit cât a depins de mine ca om. N-am venit în pantaloni scurți ca atunci când, să zicem, că merg să mă plimb. Nici nu am venit în subțioară cu cine știe ce, ci cu Scriptura. M-am pregătit să mă întâlnesc cu dumneavoastră în cadrul unui serviciu divin, unde împreună să stăm înaintea Domnului și să ne închinăm. Mi-a făcut bine că am știut, nu m-ați luat prin surprindere. Faptul că am știut m-a pus în gardă, mi-a dat timp să mă pregătesc. Când știi că urmează să te întâlnești cu Dumnezeu, te pregătești. Întâlnirea cu Dumnezeu te obligă. Întâlnirea cu Dumnezeu te pune în situația să ridici standardele și așteptarea venirii lui Dumnezeu să-și împlinească promisiunea dată te pune într-o stare de închinare și închinarea ți-e pură, închinarea aceea te cuprinde, te copleșește, închinarea aceea te pune într-o stare de veghere, de atenție, de maximă atenție. Este sfântă, este dulce această așteptare a lui Dumnezeu. Avram și Sara au trăit așa. Ce trist este când nu mai aștepți nimic. Ce trist este când viitorul ți este în urmă, când nu mai ai niciun scop, când nu mai ai nimic de așteptat, când și dacă mori și dacă trăiești, ți este tot una, când nu mai ai niciun proiect, când nu mai ai pentru ce să te rogi. Ce trist este atunci când ieși în oraș,
dar nu mai ai niciun motiv să te pregătești și poți să te duci în pijamale. Pentru că nu te mai interesează dacă te vede cineva, nu te mai interesează cum arăți, nu te mai interesează ce zic oamenii despre tine, nu mai ții la imaginea ta, la demnitatea ta. Avram a ținut la asta și a stat într-o stare de pregătire că vine Dumnezeu să-l binecuvinteze. De aceea a stat într-o stare de închinare și toată viața lui a fost o închinare. S-a închinat prin rugăciunea lui, s-a închinat prin facerea altarelor, pe unde a ajuns, toți îl cunoșteau. Ăsta este omul care ridică altare. Fiecare dintre noi avem un nume între oameni, de obicei înghesuit într-o poreclă. Care este faima care s-a dus despre mine, despre dumneata, despre familiile noastre, despre biserica noastră? Credință pe cuvânt. 2. Ascultare fără explicații. Genesa capitolul 6. Familia lui Noe. Familia lui Noe, asemenea familiei lui Avram și Sara, este o familie de-a dreptul deosebită. Dacă Avram a excelat crezând pe cuvântul lui Dumnezeu, Noe excelează ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, dar fără nicio explicație. Nu mai imaginați-vă următorul context. Noe trăia în generația lui și niciodată până atunci nu plouase. Și Dumnezeu îi spune, fă-ți o corabie că voi da ploaie. Vei da ploaie, dar ce-i aia ploaie? Dacă eu v-aș spune că va ploua cu stele la noapte, este obișnuit să plouă cu stele? Nu. Ați crede că plouă cu stele la noapte? Nu. De când e lumea, lumea n-a plouat cu stele. E, noi a fost pus în situația să creadă că va ploua. Dar niciodată n-a plouat până acum. Cum vine asta să plouă? Când el a spus concetățenilor lui despre lucrul acesta, Biblia ne spune că oamenii l-au disprețuit, au râs de el. Noi a fost un om foarte naiv să creadă că de când e lumea, lume, nu s-a întâmplat ce se va întâmpla atunci că i-a vorbit Dumnezeu. Și a început să lucreze la o barcă foarte mare. Noe este exemplu de om care ascultă fără să înțeleagă ce face. De câte ori n-ați fost puși în situația să faceți ceva și când cineva v-a trimis neînțelegând despre ce e vorba, a spus, Doamne, dar dă-mi explicații, explică-mi despre ce e vorba. Noe n-a cerut explicații, pur și simplu l-a ascultat pe Dumnezeu pe cuvânt. Ascultarea aceasta implică credință. Credința implică ascultare. Sunt frați gemeni, dar le-am disociat intenționat ca să le pun în evidență pe rând. Să vă spun că familia care nu crede în Dumnezeu, vă aduceți aminte care a fost păcatul Evei? Eva a făcut din experiență ceva ce a pus deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Avram a făcut din încrederea în cuvântul lui Dumnezeu ceva ce a pus deasupra experienței. Te încrezi în experiența ta, în discernământul tău, în rațiunea ta, în obiceiurile cotidiene ale culturii tradiționale? Te încrezi în ceea ce este normal, repetabil, obișnuit? Sau te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu care poate fi bizar, ciudat, paradoxal, inexplicabil, absolut imposibil să se întâmple? Noi a fost omul care, fără să înțeleagă fenomenul, a crezut că se va întâmpla doar pentru faptul că a vorbit gura Domnului. Și a procedat la realizarea unei bărci imense, în timp ce contemporanii lui, concitadinii lui, râdeau de el. Cum să nu se închine lui Dumnezeu un om care face ceva ce a ajuns de râsul lumii, doar că Dumnezeu l-a pus să facă? Râd oamenii de noi datorită stilului nostru de viață? Ne disprețuiesc ei pentru naivitatea noastră? Ce s-ar întâmpla cu noi dacă n-ar exista Dumnezeu? Blaise Pascal, un francez, un matematician și teolog, prin secolul XVII la început, a fost disprețuit de oamenii de știință ai vremii cu care el era coleg de breaslă când el a acceptat convingerile Bibliei. Și oamenii aceștia, râzând de el, l-au pus în situația să se apere și să dea socoteală despre credința lui. Și a spus așa, domnilor, dacă Biblia nu e adevărată, dacă raiul și iadul nu există, dacă Dumnezeu este doar un mit și eu continui să-L urmez, să cred în Biblie și să mă pregătesc pentru rai, eu n-am pierdut nimic. M-am făcut puțin mai bun, mai atent, mai grijulos.
Dacă Biblia este adevărată, dacă raiul și iadul există, atunci voi ați pierdut totul. Ce se întâmplă dacă există Dumnezeu pentru lumea aceasta care trăiește în păcat? Unde vor ajunge ei dacă iadul există? Ce va zice Dumnezeu despre care ei speră să nu existe, să nu fie real, să nu fie adevărat? Noe s-a încrezut în Domnul, ascultând de Domnul. Fii sincer, Biblia sporuncește să faci parte împărăției din banii pe care îi ai. Asculți? Biblia spune să nu înșeli, să nu minți, să nu furi. Asculți? Biblia spune să ierți, să iubești, să slujești, să te ostenești. Asculți? Biblia spune să fii un soț responsabil, să faci din soția ta prințesa vieții tale, înțelegând-o că de altfel tu ai ales-o, că dacă o câștigai, spuneai: Doamne, nici n-am știut pe cine câștig, pe Ioana sau pe Maria, dar ai ales-o. Ba chiar părinții te-au întrebat și pastorul: ești sigur că ea e? Și ai spus: da, te-ai legat cu legământ că ea este. Pe ce fel de om ești dacă acum spui că nu mai e ea? Ce s-a întâmplat între timp de te-ai răzgândit? De ce ai atâtea nemulțumiri? Că până acum n-avea niciun defect, acum nu mai are nicio calitate? Păi asta nu vorbește despre defectele ei, ci despre ale dumitale. Ce fel de femeie ești dacă te-ai răzgândit după un an sau 10? De ce nu-ți duci crucea până la capăt? De ce ai acceptat să devii soția unui om pe care astăzi îl contești? De ce nu ai stat să-l cercetezi înainte de căsătorie? Deci i-ai văzut defectele după. Cine ai fi vrut să ți le explice? Eu? Îmi vei spune: este ușor să vorbești. Da, dar lucrul acesta mi se aplică și mie. Avraam a fost un om care a crezut. Noe a fost un om care a ascultat. Vei avea multe piedici să crezi și vei avea multe piedici să asculți. Mereu vei încerca o scuză care să justifice necredința sau neascultarea. Dar ascultă-mă, dacă vrei să te închini cu familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, trebuie să crezi că Dumnezeu se ține de cuvânt și trebuie să asculți ceea ce Dumnezeu îți vorbește prin Scripturi. Avraam a fost un om care a crezut. Noe a fost un om care a ascultat. Iosua a fost un om care a slujit, dar a slujit într-un context al dificultății. Am citit de dimineață Iosua, capitolul 24. Iosua există că a existat Moise, nu ca om, ca slujitor. A existat un Moise și apoi un Iosua. Și când Dumnezeu l-a chemat acasă pe Moise, locul era deja ocupat, în sensul că cineva era pregătit pentru el. Și Domnul a vorbit pentru că a avut cui să vorbească. Și i-a spus: omule, stai pe lângă Moise de atâția ani. Intenționat te-am pus lângă el ca să te formez pentru vremea care este acum prezentă, când el nu va mai fi. Începi lucrarea pe care el a lăsat-o aici și continuă. Și Iosua a avut un timp greu, ca și Moise. A încercat să influențeze un grup imens de prizonieri. Dumneavoastră vă imaginați ce stil de oameni au fost evreii din Egipt? Oamenii ăștia au fost îndobitociți datorită stilului de viață. Totul se făcea numai cu bătaia. Munceau ca niște animale de noaptea până noaptea, motivați de lovituri de bici. Ei nu știau de vorbă, nu știau de rușine. Ei se simțeau manipulați, niște robi. N-aveau niciun fel de motivație, n-aveau educație. Munceau obligați, că n-aveau încotro. Și acum Moise iese cu ei din Egipt și fără bătaie trebuia să-i convingă să fie oameni de treabă. Dar ăștia o viață numai de bici au știut. Și Moise n-avea bici. Și nici tânărul Iosua. Ce să faci cu niște oameni ca ăștia care știu doar de botă? Și dacă nu te lovesc ei pe tine, dacă nu-i lovești tu pe ei? Și Iosua la un moment dat își dă seama că nu-i poate influența. Și atunci spune următorul lucru: mi-am făcut datoria față de voi și Dumnezeu mi-e martor că tot ce am putut, tot ce am avut și tot ce am știut să fac pentru voi am făcut. Dar astăzi vreau să știți
că persoanele de care mă fac responsabil cu adevărat, într-o manieră specială, sunt eu și casa mea. Voi faceți ce vreți. Pavel îi scrie lui Timotei, dacă cineva nu se face responsabil de cei din casa lui, având grijă de ei, dacă cineva nu are grijă de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Să nu te superi că te întreb, cine ai vrea să vorbească cu soția ta când se simte singură? Cine ai vrea să-ți înțeleagă copilul care, deși are tată și mamă, este mai mult singur? Cine ai vrea să-i spună o vorbă bună, să-i dea un sfat? Ești un om foarte ocupat, poate ești dur, că așa ți-a fost și tata, și ai crescut într-un context aspru și ai plecat de timpuriu de acasă și ai crezut că duritatea este singura metodă și ai crezut că dacă dai cu pumnul în masă și dacă pleci evitând orice discuție la care soția te provoacă să stai de vorbă și dacă faci doar cum vrei dumneata și mereu îi pui mâna la gură că ea e femeie și nu știe nimic, de parcă ar fi luat din coasta mea, nu din adumitale, ai impresia că ăsta este un stil de viață. Ascultă-mă! Iosua a spus așa, cât despre mine și casa mea, nu cât despre mine și compania mea, nu cât despre mine și vecinii mei, nu cât despre mine și rudele mele, cât despre mine și casa mea. Casa ta este soțul tău și copiii tăi, casa ta este soția ta și copiii tăi. Asta înseamnă că ești responsabil de ei, ești responsabil de soția ta. Este rea pentru că nu-i oferi iubire și înțelegere și pentru că nu ai răbdare și pentru că te-ai purtat dur cu ea sau obișnuit să fie dură cu tine. Și este dur pentru că îl cicălești și pentru că nu te mai potolești și pentru că nu-i spui decât despre defectele care le are. Dacă iubești, într-o zi vei fi iubit. Ce vrei să ți se facă, fă mai întâi. Ce seamănă omul, aceea va culege. Cu ce măsură măsori, cu aia ți se va măsura. Dumnezeu m-a iubit 21 de ani și n-am știut, dar când am aflat, atât de rușinat m-am simțit, încât în adunare, pentru prima oară într-o biserică evanghelică, am început să plâng ca un copil. Mi-a fost rușine de Dumnezeu care mă iubește și eu l-am înjurat 21 de ani, crezând că este o religie, religia ortodoxă din care eu făceam parte. Când mi-am dat seama că e o persoană, pur și simplu am intrat în pământ de rușine. Nu pot să-L înjur pe Dumnezeu când afli că e viu, când afli că e o persoană, când îți dai seama că te-a creat, când îți dai seama că te-a iertat, când îți dai seama că El te-a salvat atunci când era gata să mor curentat, sau lovit de tren, sau de mașină, sau de cancer, sau cine știe de ce altceva. Domnul a fost bun cu tine, se putea lipsi de tine, că tot Dumnezeu ar fi pe tronul ceresc, dar tu ai fi în țărâna pământului și nevasta ți-ar fi văduvă sau soțul, sau copii orfani. Dar Domnul e bun. Ei, când afli asta, iubirea aceasta lui Dumnezeu te copleșește, sunt ca niște cărbuni pe cap pe care nu-i mai suporți. Și dintr-o dată spui, Doamne, să mă ierți, de astăzi înainte te voi iubi și eu. Așa îți va face soția când vei fi bun cu ea. Așa îți va face soțul când vei fi bun cu el. Dar dacă nu ai decât reproșuri, dacă nu ai decât o atitudine dură, dacă nimeni nu știe de banii tăi și de timpul tău, dacă ești un șef, familia ta nu-i compania ta. Tovarășul de viață nu-i robul sau subalternul tău, este tovarășul tău de viață. Poți să te comporți cum vrei, dar ești departe de binecuvântarea lui Dumnezeu și de o atmosferă de închinare pe care ți-o cere stăpânul. Eu nu-ți vorbesc cu superioritate, fiindcă eu nu-s mai bun decât dumneata. Noi amândoi suntem muritori, trăim într-o natură imperfectă, dar Dumnezeu ne cere să ne asumăm responsabilitatea de soț sau de soție, de părinți sau de copii și să ne facem partea. Nu să trăim după normele lumii, plin de ambiție, de mândrie, de încăpățânare, cheltuindu-ne în mod separat banii, spunând, sunt banii mei, banii tăi nu-s banii tăi, banii tăi sunt banii familiei tale. Îi spune Pavel soțului următorul lucru, trupul tău nu e al tău, e al soției tale. Și îi spune soției, trupul tău nu e al tău, e al soțului tău. Păi dacă nu mai ești stăpân pe trupul tău, cum îți imaginești că ești stăpân pe banii tăi? De ce te-ai însurat dacă vrei să trăiești separat? De ce ai luat fata omului de acasă dacă vrei să-ți bagi joc de ea? De ce ai promis că o vei iubi? Păi mai mult o iubește vecinii și frații din adunare care îi plâng de milă.
datorită singurătății la care ai expus-o. Ascultă-mă, trebuie să fii responsabil de familia pe care ți-a dat-o Dumnezeu și să poți să spui cât despre mine, Doamne, eu și casa mea, omenește vorbind, oamenii aceștia sunt în mâna mea, Doamne. Nu va trebui să vină păstorul să mă împace pe mine cu nevasta mea. Iar dacă voi ajunge până acolo, măcar atâta rușine voi avea încât să fie ultima oară, frate Marius. Voi învăța din eșecul acesta. De ce fratele Marius are două capete și eu n-am nici măcar unul? La vârsta asta nu pot să mă înțeleg cu un simplu om care e nevasta mea, pe care am ales-o din iubire, cu care am făcut copii, care îmi spală cămașa o dată pe zi, care îmi gătește de mâncare, care mă îngrijește? Dar ce fel de om sunt eu? Păi sunt mai rău decât oamenii din afara bisericii. Dacă cineva nu poartă de grijă celor din casa lui, e mai rău decât un necredincios. De ce mai vii aici? Să-ți liniștești conștiința? Cine vrei să-ți îngrijească soția? Cine vrei să-i ducă flori? Cine vrei să-i facă complimente? Cine vrei să-ți îngrijească soțul? Cine vrei să aibă grijă de copiii pe care i-ai făcut? Adunarea lui Dumnezeu? Biblia spune, celor care nu sunt cu adevărat văduve sau care au pe cineva în familie să le poarte de grijă, să le poarte de grijă ca să nu fie povărată adunarea. De ce împoverezi adunarea cu familia ta când tu a trebuit să-ți porți de grijă familiei tale? Devino responsabil de nevoile soției. Din cauza ta plânge. Devino responsabil de nevoile soțului. Din cauza dumitale a ajuns în starea asta de disperare, deși a pierdut mințile. Fii bună, fii bun. Dacă Dumnezeu s-ar purta cu dumneata așa, ce fel de om ai fi? Dacă nu te-ar mai ierta, ce liniște ai mai avea? Dacă nu te-ar mai iubi, cum vei ieși din disperare? Omule, familia nu e un lucru pentru plăcere, pentru manipulare și pentru conducere. Familia este un loc unde trebuie să rabzi, să iubești, să ierți și să porți de grijă. Am început viața potrivit mentalității pe care am primit-o în satul meu din sudul României. Însă Dumnezeu, datorită experiențelor prin care am trecut, m-a învățat ce fel de atitudine trebuie să am față de tovarășul meu de viață. Eu nu sunt șeful ei, eu sunt soțul ei. Și Biblia îmi spune, iubește-o. Însă în fiecare zi pot inventa motive pentru care ea nu merită să fie iubită. Dacă caut astfel de motive, le voi găsi cu ușurință. Și Scriptura îi spune ei, supune-te lui. Și dacă ea vrea, în fiecare zi va găsi motive să nu se supună, să îmi spună la un astfel de om care și poate să înșire slăbiciuni, alunecări, greșeli, chiar păcate. Eu nu sunt judecătorul soției mele, eu nu sunt detectiv particular, eu nu sunt polițist, eu sunt bărbatul ei. Eu am ales-o. Dacă eu nu mai iubesc, ce fel de om sunt eu? Dacă Dumnezeu ar fi ca mine schimbător, unde aș fi eu astăzi și unde mi-aș petrece veșnicia? Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu m-a adus până aici să mă părăsească. Dumnezeu trebuie să mă ierte în fiecare seară, pentru că în fiecare seară am câte ceva să-i spun, Doamne, te rog, iartă-mă și pentru asta. Și Domnul e bun. Asta mi este siguranța, că e bun. El mi-a spus, dacă tu îți mărturisești păcatele, eu sunt credincios și drept să te ierte de păcatele tale și de orice nelegiuire. Și Biblia spune, cum a iubit Hristos biserica, așa să-și iubească bărbații nevestele. N-ai nicio scuză pentru atitudinea pe care o ai. Duritatea aceasta să o ai cu talibanii, nu cu nevasta. Și atitudinea aceasta de cicăleală și de stres să o ai cu cine dorești, nu cu soțul. Cât despre mine și casa mea, casa aceasta este a mea. Eu sunt responsabil de ea. Copiii aceștia ai mei sunt 20 de ani în chirie la mine și vor pleca. Cu ce amintiri? Care sunt amintirile pe care le au în cutia memoriei lor despre tati, omul cu Biblia în subțioară, care în fiecare duminică e în adunare și se roagă, Doamne Dumnezeule, cum e acest tati acasă? Cât de tată este el pentru copiii lui? Tot la fel de tată e Dumnezeu pentru el? Și ne iartă nouă greșelile noastre precum noi iertăm greșiților noștri. Ce fel de tată e Dumnezeu pentru mine?
Sunt eu tot la fel de tată pentru copiii mei? De la cine au exemplu? De la Domnul sau de la cine? Cât despre mine și casa mea, eu și casa pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Nu am dreptul să cred că o altă femeie este mai bună decât soția mea. Dacă era adevărat, m-aș fi însurat cu această femeie. Soția mea e cea mai bună femeie din lume. Dumnezeu a știut pe cine pune lângă mine. O persoană potrivită. Iar dacă e mai dură, înseamnă că de asta am nevoie. Dacă un fir de păr nu cade din capul meu, cum poate Dumnezeu să nu se implice în cea mai importantă decizie a vieții mele? Iar dacă totuși am greșit și nu Dumnezeu mi-a dat-o și eu am ales-o și pentru asta m-am certat și cu mama și cu tata și cu păstorul și cu toate rudele, atunci este crucea mea? S-o pun la gât și s-o port? Divorțul nu este o soluție. Cearta nu este o soluție. Consiliere pastorală în fiecare lună nu e o soluție. Eu nu vreau să vă supărați. Însă noi ne-am adunat aici ca să vorbim despre adevărurile lui Dumnezeu. Dragii mei, nu ne putem închina în adunare dacă nu trăim frumos acasă. Nu ne putem ruga în adunare dacă acasă ne batem cu vorbe sau cu pumnii. Biblia aceasta pe care o aducem cu noi la biserică, să o ținem în subțioară când ne certăm cu nevasta și dacă putem, continuăm. Iosua este o persoană care a slujit într-un context de dificultate. El nu s-a plâns datorită dificultății. Când a văzut că nu-i mai poate influența pe alții, a spus, dacă pe voi nu vă mai pot influența, dar pe mine și casa mea nu o să mă dau bătut și o să influențez în continuare. Adică o să îi ajut să fie în prezența Domnului într-o atmosferă de închinare. Familia cu numărul 4, 2 împărați, capitolul 4, familia din Sunem, nu există nici numele lui, nici numele ei, însă este ospitalitate fără interes. Credință în cuvânt, ascultare de cuvânt, slujire după cuvânt, ospitalitate după cuvânt, fără niciun interes. Această familie, la inițiativa soției, tot timpul soțiile sunt înclinate caritabil mai mult decât bărbații. Femeia aceasta era o femeie bogată și Biblia ne spune că ea a vrut să servească pe Dumnezeu. Dar cum să-L servești pe Dumnezeu? Păi am putea să spunem, Doamne, când te văd o să-ți dau bani, Doamne, când te văd o să-ți fac parte de o casă în casa mea, când te văd o să... Dar pe Dumnezeu nu o să-L vezi niciodată în maniera în care să-I dai bani, haine și casa. Dar vă aduceți aminte pe cine a văzut această femeie când a dat lui Dumnezeu? A văzut pe slujitorul lui Dumnezeu. Și femeia aceasta a spus așa, din casa noastră, o cameră este a Domnului. Din banii noștri, banii ăștia sunt ai Domnului. Din ce avem noi, lucrurile astea sunt puse deoparte pentru Domnul. Frații mei, împărăția lui Dumnezeu are nevoie de noi și de casele noastre. Eu nu știu să gătesc. Cred că sunt 15 ani de când n-am mai făcut cartofi prăjiți sau ouă ochiuri, lucrul la care mă pricep. Pentru că acesta este stilul meu de viață. Dar dacă vine cineva în vizită la mine, cine credeți dumneavoastră gătește pentru omul acela? Carmen gătește, însă ea nu face toate lucrurile. Noi amândoi suntem o echipă, așa cum, să zicem, fratele Marius este o echipă cu dirijorul. Sau poate că fratele Marius se descurcă și să cânte, dar în ceea ce mă privește pe mine la noi la biserică, eu nu mă descurc să cânt. Așa că am nevoie de dirijor și doar îi fac un semn și el face lucrul acesta, el doar îmi face un semn și eu fac lucrul celălalt, suntem o echipă. Femeia aceasta este prezentată ca o femeie care se închină printr-o atitudine de ospitalitate fără niciun interes. Ea nu a manifestat ospitalitate pentru ca să primească ceva. Când omul lui Dumnezeu vine și întreabă ce să fac pentru tine, pentru că ați fost o familie așa de binevoitoare, ea spune nimic. Roaba ta are totul și eu trăiesc în pace cu oamenii din orașul meu. Mulțumesc că te-ai gândit la asta, dar să nu crezi că am făcut ceva ca să-ți câștig favorul. Nu ai ce face pentru mine. Unde sunt oamenii aceia, închinătorii aceia, care contribuie la împărăție, fără vreun interes? Nu vor să intre în comitet? Nu vor să facă o slujbă în biserică? Nu vor să aibă copiilor privilegii? Nu. Ei ceea ce fac, fac pentru numele Domnului. Fac ca o atitudine de închinare. Dau pentru că de fapt se închină. Cântă pentru că de fapt se închină. Se roagă pentru faptul că se închină.
primesc oaspeți pentru că se închină. Toate lucrurile acestea sunt închinare, nu doar lauda și închinarea e închinare. Tot ceea ce faci în numele Domnului și un pahar de apă dacă îl dai, dar numele lui Iisus, atunci este închinare. Nu are importanță cât de valoroasă e închinarea după criteriile financiare, contabile. Importantă este motivația inimii să fie dezinteresat. Nu faci asta pentru că nu există. Asta este închinarea unei familii care se pune la dispoziția Domnului. Se pune la dispoziția Domnului când e vorba de lucru la biserică, când e vorba de închinare, de repetiție. E nevoie de sandvișuri pentru că avem o conferință sau orice altceva, de bani pentru că vrem să facem un proiect. Unde este familia aceea din Sunem astăzi? El știe unde este familia aia din Sunem astăzi, după cum eu știu unde e familia aceea din Sunem în Betania, din Chicago. Frații mei, nu există închinare fără ospitalitate, fără jertfă, fără ascultare, fără credință, fără dăruire, fără sacrificiu, fără suferință, fără slujire. Asta înseamnă închinare. Închinare nu înseamnă să cânți, doar. Aceea este doar o formă a închinării. Familii care nu au pierdut oportunitatea să se închine lui Dumnezeu, crezând, ascultând, slujind și fiind ospitalieri. Ne apropiem de încheiere. Scriptura ne prezintă în Iov, capitolul 1, o altă familie. Familia lui Iov. Biruință în încercare. Nu suntem scutiți de încercare. Încercarea ne transformă în pipirigi. Ne împinge în depresie. Devenim niște oameni care nu mai suntem în stare să ne purtăm propriile necazuri, dar pe ale altora. Abordăm o atitudine de oameni întristați, niște învinși, niște oameni care nu mai avem nicio resursă pe care să o investim în împărăția lui Dumnezeu. Iov este un exemplu extraordinar pentru noi. Uitați-vă la el și încercați să răspundeți propriei conștiințe la întrebarea pe care vă pun. E o întrebare retorică, adică nu trebuie să spuneți răspunsul mie, ci dumneavoastră. Când i-a fost mai greu lui Iov? Când a primit să administreze sau când i s-a luat și n-a mai avut ce administra? Să fii bogat este o slujbă foarte grea. Să fii bogat că ai bani, să fii bogat că ai daruri, să fii bogat că ai poziție, să fii bogat că ai influență, e foarte greu de administrat, pentru că omul este o ființă dezechilibrată și când are putere, manipulează. Când are bani, controlează. Când are daruri, ajunge vedetă. Să rămâi smerit și să administrezi după porunca stăpânului, că nu-s banii tăi, nu-s darurile tale, nu-i poziția ta. Dumnezeu mâine te poate conduce în locuința morților dacă vrea. Și în locul dumitale pune 1000, nu 1, 1000 stau la rând să-i pună în locul dumitale sau în locul meu. Iov a devenit foarte responsabil când a primit toate oportunitățile care le-a avut. Și înțelegem din Scriptură că pe locul 1 a fost Domnul, pe locul 2 a fost familia și pe locul 3 a fost business-ul. Așa ne spune Scriptura în primele 3-4 versete din capitolul 1. Însă a venit vremea când s-a schimbat statutul lui Iov. Din bogat a ajuns sărac. Din tată a ajuns fără copii. Din sănătos a ajuns bolnav. Din reprezentantul localității lui a ajuns rușinea localității lui. Dumnezeu i-a spus, mi-ai dovedit că ești credincios când ți-am dat. Vreau să văd dacă rămâi credincios și când îți iau. Ce faci dacă nu mai poți să stai în Italia? Ce faci dacă nu mai ai de lucru vreo 3 săptămâni, luni, ani? Ce faci dacă nu mai intri în comitet? O să-i bârfești pe cei care intră? Ce faci dacă nu mai cânți? Ce faci dacă nu... Pune exemple în spate, ce faci? Nu cumva ceea ce faci, faci pentru că Dumnezeu ți-a dat, dacă nu-ți mai dă, dacă ți-a. Pui întrebarea de ce? Dacă ți-a dat, de ce n-ai întrebat de ce? De ce nu vii să întrebi, Doamne, de ce cu tine dăm de atâția bani, mai lasă-mă în pace? Tot timpul întrebăm de ce, de ce, de ce, dar numai când ni se ia, niciodată când ni se dă.
Dumnezeu nu poate să facă ce vrea cu noi. Trebuie să facă ce vrem noi cu noi. Noi facem ce vor copiii cu ei sau ce vrem noi cu ei. Iov este un exemplu de om care a suferit și cald și rece. Iov este un exemplu de om care a suferit și cald și rece. În încercare, Iov a suferit încercarea. Vreau să te întreb, ești față de soție și copii, față de soț și copii, față de părinți, un exemplu de încercare, de biruință în încercare? Ești un om stabil, matur? Crezi că ești un astfel de bărbat, ești o astfel de femeie? Te închini prin biruința asupra încercării? Sau ești o victimă vulnerabilă a împrejurărilor vieții? Dacă e soare, e bine, dar dacă plouă, ești depresat. Dar ce faci când plouă? Că jumătate din viață plouă. Penultimul exemplu. Noul Testament, Luca, capitolul 1. Suferință în slujire. Nu există suferință decât în prezența slujirii. Și nu există slujire fără suferință. Cea mai puțină suferință există acolo pe scaunul ăla. Nimeni nu se supără că n-ai cântat bine, nimeni nu se supără că n-ai predicat bine, nimeni nu se supără că nu i-ai pus copilul cu două solo în seara asta, nimeni nu se supără că ai ținut slujba prea lungă, nimeni nu se supără că l-ai chemat pe Luigi Mițoiu ăsta că nu se mai potolește, nimeni nu se supără pe dumneata. Dar pe el, probabil că în seara aceasta cineva va fi ispitit să se supere din anumite motive, justificate sau nejustificate. Ești aici în față și cântă și cuiva nu-i va plăcea cum cânți. Ești aici în față și recită și cuiva nu-i va plăcea cum reciți. Stai acolo liniștit pe ultima bancă și nu vei deranja pe nimeni. Nici n-am știut că ești acolo. Am crezut că n-ai venit la adunare. În slujirea Mariei există suferință. Familia lui Iosif și Maria. Cum vă imaginați dumneavoastră că într-o vreme în care o fecioară care ajungea să se culce cu un bărbat era omorâtă cu pietre? Fecioarei acesteia, în timp ce era fecioară, virgină, îi se spune, tu vei naște 9 luni de zile. Eu? Da, tu. Păi cum? Că eu sunt fecioară. Păi așa se va întâmpla ceva de la Dumnezeu. Dar de când e lumea, lumea nu s-a mai auzit așa ceva. Unde ai mai auzit tu o fecioară să nască că nu știu ce face Dumnezeu? Acum eu cred în Dumnezeu, dar cum vine asta? Ce rușine și-a luat responsabilitatea să suporte această fată? Dacă o fată din adunare ar rămâne însărcinată și ar afla păstorul și comitetul și ar chema-o să discute și ea spune că a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, ce ar zice Comitetul Bisericii Filadelfia? Cum ar putea să-l convingă pe pastorul Ivanu că e adevărat? Dumneavoastră credeți că a crezut-o cineva pe Maria în vremea aia? Ascultați-mă, nici vorbă! Nici vorbă! Dar cum a crezut-o Iosif? Păi Scriptura ne spune mai întâi că el s-a gândit în omenia și în bunătatea lui să o lase pe ascuns. Și seara a venit un înger. L-a premiat prin atitudinea lui și l-a liniștit. Era el băiat bun, dar era și el un băiat care avea orgoliul lui, gelozia lui. Și a venit îngerul să-l liniștească, ca să se poată ruga, să poată dormi. Că eu sunt sigur săracul că nu mai avea nici somn, nici mâncare, nici nimic. Și familia aceasta și-a asumat o suferință fără limite. Și Scriptura ne spune că atunci când a apărut Domnul Iisus, a fost disprețuit din oamenii din localitate, pentru că oamenii din localitate aveau o grămadă de motive să-l disprețuiască pe el și familia lor. Nici frații lui nu l-au apreciat. În inima acestei femei, a acestei familii, a fost multă suferință și multă rușine. De ce? Pentru că au fost niște închinători. Dacă n-ar fi acceptat, probabil că rușinea n-ar fi fost peste ei, dar nici închinarea n-ar fi fost partea lor. Dragii mei, de multe ori nu vrem să ne închinăm vorbindu-i cuiva despre Domnul în tren, în autobuz, doar că ne este rușine să recunoaștem că suntem pocăiți. Dacă vine cineva în vizită la noi, luăm Biblia și o punem dedesubt, ca să nu vină vorba despre Biblie și să recunoaștem că suntem pocăiți. Dacă cineva ne servește cu vin, spunem mulțumesc, nu beau. Și dacă ne întreabă de ce, nu spunem pentru că noi suntem pocăiți. Și spunem, noi nu bem de felul nostru. Există rușine uneori
în poziția de copil al lui Dumnezeu. Pentru că această lume nu-L apreciază pe Domnul și nici pe copiii Domnului. De aceea uneori trebuie să suferim pentru slujirea noastră. Maria a suferit. A fost o familie care și-a purtat rușinea. A fost o slujbă pentru ei. Suferința este o slujbă pentru Domnul. Sunt oameni care îi dau pe alții în judecată ca să-și facă dreptate. Ascultă-mă, dacă ești copilul Domnului, nu e Dumnezeu în stare să-ți facă dreptate? Nu e Dumnezeu în stare să-și apere pricina? Poate cineva să spună lucruri foarte grave despre dumneata, sau despre soția dumitale, sau despre copiii dumitale, despre familia dumitale. Poate să strice reputația și imaginea la care lucrezi de o viață. Ascultă-mă, nu te pierde cu firea. Pierde-te cu firea dacă e adevărat, dar dacă nu e adevărat, fii liniștit, că deasupra e un Dumnezeu care cântărește toate lucrurile. Și ce face omul, aia îi se va face. Și cu ce măsoară, cu aia îi se va măsura. Nu-ți pierde bucuria închinării pentru că cineva te vorbește de rău. Bucură-te că nu ești dumneata în locul celui care vorbește de rău. Când Sabina Wurmbrand a fost bătută la munca silnică expusă la canalul Dunărea Marea Neagră sau eu știu unde în zona aceea, ea a fost întrebată, cum mai poți să fii bucuroasă în situația în care ești acum? De ce ești bucuroasă? Pentru că tocmai ești plină de sânge aici la colțul gurii. Și a spus așa, sunt bucuroasă pentru că eu sunt plină de sânge, nu polițistul. Adică el m-a bătut pe mine, nu eu pe el. Dacă eu îl băteam pe el, nu mai eram bucuroasă. Dar dacă el m-a bătut pe mine, nu-i nicio problemă, o să-mi treacă durerea. Dar eu am dat dovadă de răbdare, nu i-am răsplătit cu aceeași monedă și am răbdat pentru Domnul. Știi de ce mă bate? Nu mă bate că am furat. Mă bate pentru că sunt copilul lui Dumnezeu și soția, și sunt soția omului lui Dumnezeu. Pentru asta mă bucur. E o onoare pentru mine. Dacă am sânge în colțul gurii, nu-i nicio problemă că mă șterg. Dar el nu se poate șterge pentru ce a făcut niciodată. Dumnezeu îl va judeca pentru asta. Să nu te sperii de suferința prin care treci, dacă suferința aceasta este pentru Domnul. Datorită slujirii pe care o faci cu o inimă curată, să nu te temi. Dumnezeu îți va lua apărarea la vremea potrivită. Dumnezeu îți va sări în ajutor. Dumnezeu va îngădui până la momentul potrivit și apoi va intra la lucru potrivit voii Lui. Încrede-te în Domnul, El te iubește. Dumnezeu își apără lucrătorii. Dacă ai o companie și lucrează pentru dumneata 2-3 oameni și vine inspectorul și îl ia la rost pe un muncitor, cum procedezi? Te urci în mașină și pleci acasă? Nu! Te duci și spui, Domnule, care-i problema? Eu sunt șeful acestei firme. Care-i problema? Vorbește cu mine, ăsta e doar muncitorul meu. Dacă cineva îți ceartă copilul, ce faci? Chiar vinovat să fie ca spar geamul vecinului. Ce îi spui copilului? Vino aici lângă mine, te rog, care ți-e problema, domnule? Cât costă geamul? Iartă-mă, iartă-l pe copil. Dar acum nu te supăra, doar nu vrea să-l omor pentru un geam. Poftim bani, îți dau 2 geamuri. Nu e în stare Dumnezeu să-și protejeze copiii? Nu e în stare să plătească 2 geamuri pentru noi? Nu este în stare să ne ierte, să ne ia apărarea pentru cine știe ce? Ba da, Domnul e bun. El își apără lucrarea și își apără lucrătorii. Spun al 7-lea exemplu și închei. Scriptura ne spune ceva cu totul special. Filimon, capitolul 1. Totul pentru biserică. Ce se întâmplă? Filimon a avut o slugă, nu era angajat, era rob. Nu-i corect, nu-i sinonim a fi angajat. Eu spun asta doar pentru comparația cu lumea cotidiană. Și acest rob a evadat, a fugit. Și a ajuns din întâmplare să-l viziteze pe Pavel, care era în închisoare, și Pavel i-a vorbit de Iisus. Și omul ăsta s-a pocăit. Și acum Pavel îi scrie o scrisoare lui Filimon, stăpânul lui, și îi spune așa, trebuie să-ți spun o poveste greu de înțeles. Filimon era copilul Domnului. Și spune, uite, Onisim s-a pocăit și am nevoie de el aici în slujbă. Sunt în închisoare, sunt singur, sunt bătrân, n-am haină, n-am cărțile din piele, toți sunt în lucrarea Domnului, n-am pe nimeni, uneori pe Luca, alteori pe Timotei, uneori pe Ioan Marcu. Te rog, lasă-mi-l pe Onisim să fie lângă mine aici în pușcărie, pentru că mi-e greu fără el. Știu că e robul tău, știu că dacă vine acasă, muncește gratis pentru tine și în fiecare zi face o grămadă de lucru și tu ai câștig în business-ul tău,
Dar fă lucrul acesta pentru bătrânul Pavel. Și Filimon spune, ok, robul meu să fie al tău. Îl dau lucrării lui Dumnezeu. Totul pentru lucrarea Domnului. Totul pentru biserică. Familia lui Onisim este genul de familie care spune, frate Marius, de cât este nevoie în lucrarea asta la biserică? 800 de euro, n-am decât 7. Poftim? Un exemplu. Frate Marius, mai este nevoie la lucrarea asta de cineva care să vină să ajute? Nu știu să fac electrică, dar știu să-i dau țeavă și cabluri, fire la mână celui care va fi electricianul. Totul pentru biserică. Într-o vreme în care un sclav era o muncă neplătită pentru stăpânul lui, Filimon spune, totul pentru Pavel, omul lui Dumnezeu. Dacă ai nevoie de el, păstrează-l. Dacă ai nevoie de banii mei, păstrează-i. Dacă ai nevoie de timpul meu, voi fi mâine acolo și voi petrece o jumătate de oră cu tine sau o jumătate de zi cu tine. O să plâng cu tine, o să mă rog cu tine, o să râd cu tine, o să fiu alături de tine în necazul tău sau în bucuria ta, pentru că ești fratele meu. Filimon a spus, Pavele, tu ești fratele meu, totul pentru tine și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi toți vrem să ne închinăm, însă uneori suntem mândri, alteori suntem orgolioși, alteori suntem ambițioși și duri, uneori suntem încăpățânați, uneori avem necas pe adunare pentru că nu știu ce nu a făcut după voia noastră și nu mai vrem să dăm bani, nu mai vrem să ajutăm. Vrem să demonstrăm că lucrarea Domnului nu mai merge la fel de bine fără noi cum merge cu noi. Și atunci ne punem ambiția uitând că Domnul măsoară motivația inimii noastre. Și vreau să vă spun în această seară, nu există închinare fără credință în Dumnezeu. Nu există închinare fără ascultare de Dumnezeu. Nu există închinare fără slujire, indiferent de dificultățile cu care te confrunți. Spunea odată un predicator, am pe cineva în adunare care nu mă suportă. Și ori de câte ori predic, scoate limba la mine. Stă în adunare și scoate limba la mine. Ei, m-am obișnuit să nu mai mă uit acolo, pentru că a predica e un lucru destul de delicat, pentru că Dumnezeu îți dă cuvintele și ideile și dacă vezi pe cineva că scoate limba, e așa de neobișnuit încât îți pierzi firul și călăuzirea. Și omul acela intenționat făcea așa. Ei bine, vei avea multe dificultăți când slujești. Uneori poate vei fi flămând, alteori poate vei avea între copii pe unul care nu ascultă și te vei întreba, Doamne, să te mai slujesc în situația asta? Poate ai inima frântă, poate ai o suferință, poate ai o boală, poate ai datorii, poate ai vreun necaz în țară sau aici și spui, Doamne, eu nu mai sunt bun să te slujesc. Atunci te vei închina și cu cât închinarea ți-e mai grea, cu atât va fi mai bine plătită. Trebuie să te închini prin slujba pe care o faci. Trebuie să te închini prin ospitalitatea pe care o ai sau prin orice alt fel de slujire. Trebuie să reziști în încercare. Dacă cedezi în încercare, mică ți este credința. Trebuie să stai în picioare în suferință, indiferent care este ea. Trebuie să te arăți un viteaz al Domnului, să reziști, să învingi, pentru că Dumnezeu te iubește. Trebuie să accepți suferința când vine, indiferent ce fel de suferință este. Poate o suferință prin boală, o suferință prin pierdere, o suferință în familie, o suferință în orice domeniu al vieții. Trebuie să suferi cu demnitate, nu plânge pentru o injecție. Nu te lovi peste cap dacă te doare măseaua. Există un mod de a suferi ca să-i aduci slavă lui Dumnezeu. Și apoi, tot ce ai, investește pentru împărăție. Împărăția aceasta într-o zi va veni pe pământ. Și cei care și-au pus resursele în joc pentru ea vor fi binecuvântați. Când acest Dumnezeu se va întoarce, cum să nu ne cunoască pe noi când ne-am petrecut toată viața aici? O viață s-a uitat și te-a văzut acolo la instrumentul ăla. Dacă eu te recunosc când vin odată pe an la Mansuie, nu te va recunoaște Iisus când te vede la fiecare serviciu divin acolo, sau acolo, sau acolo, sau acolo? Cum îți va spune, du-te de la mine blestematule când nu te cunosc, când dimineața nici nu te duci să-ți faci cafeaua și mai întâi te pui în genunchi acolo lângă pat și spui, Dumnezeule, am văzut lumina zilei încă o dată, oameni de seama mea sunt la cimitir astăzi.
Ascultă-mi rugăciunea prin care mă închin înaintea ta. Primește lauda mea și mulțumirea mea. Cum poate să spună că nu te cunosc când i-ai deschis cuvântul și ți-a vorbit? Cum poate să spună că nu te cunosc când te-ai înfrânat o dată pe săptămână să mănânci breakfast și masa de prânz? Și ai făcut lucrul acesta pentru onoarea numelui Lui, mijlocind pentru cineva. Cum poate să spună că nu te cunoaște când era la o văduvă sau la orfan și ai venit și dumneata în vizită ca să-i dai 50 de euro să-și plătească datoria? Cum poate să spună că nu te cunoaște? Cum poate să spună că nu te cunoaște când casa lui era așa aplecată într-o parte și ai venit aici cu o mistrie în mână și ai făcut lucrul la casa lui Dumnezeu și s-a uitat la dumneata 2 săptămâni cât ai lucrat la casa asta pentru ca să o pui în picioare și să fie dedicată lui Dumnezeu și pentru onoarea numelui lui? Cum poate el să spună nu te cunosc? Întreabă-te în această seară însă, ești în casa văduvei, ești la dregerea templului, ești în post, ești în rugăciune, ești în scriptură, ești în iubire, ești în iertare. Ascultă-mă, lasă la o parte faptul că astăzi ești la costum. Nu ce faci duminica este totul și ce faci în timpul săptămânii alături de duminica este totul. Dragii mei, o singură dată trăim, bine sau rău. Mi-aduc astăzi aminte de vârsta de 20 de ani. Nu-L cunoșteam pe Domnul. Intram în alimentarea din orașul Giurgiu, cu încă alți câțiva de seama mea și de mintea mea. Luam sticle de 250 de mililitri de lichior, le puneam aici la brâu. Aveam o bluză mai largă de training. Puneam în coșuleț, cum era la autoservire pe vremea aceea, 2 eugenii, că de atât aveam bani, 60 sau 65 de bani era una. Și plăteam eugeniile la casă și plecam cu 2 sau 4 sticle de lichior la brâu și așa făceam toți. Mergeam undeva într-o băture, într-o pădure, le beam și vorbeam toate prostiile pământului și asta făceam la 21 de ani. La 20 de ani. La 21 de ani m-am pocăit. Îmi pare rău că la 20 de ani am făcut lucrurile astea. Mi-ar fi plăcut să-L cunosc pe Domnul de la 12 ani sau de la 13 ani când începe un copil să deosebească bine stânga de dreapta. Dar au fost ani pe care i-am pierdut. Au fost ani în care mintea mea a fost umplută o grămadă de imagini urâte și murdare și cuvinte urâte și murdare. Este rușinea trecutului meu. Însă vreau să te întreb, ești sigur că astăzi faci lucruri de care nu-ți va fi rușine peste 20 de ani din punct de vedere al familiei? Ești soț și soție, ești copil sau părinte? Ești sigur că la vârsta aceasta faci lucruri de care nu ți-e rușine, cum e mie rușine de lucrurile făcute la 20 de ani? Spune-mi, ești un adevărat bărbat pentru familia dumitale? Ești un iubitor? Ești un om blând, un om liniștit? Ești un om pașnic? Ești un tată înțelept? Ești un model pentru casa dumitale? Ești o persoană care îți conduci familia la cruce? Ești o mamă înțeleaptă? Ești o femeie harnică? Ești o femeie pașnică? Ești o femeie înțeleaptă? Îți zidești casa sau ți-o distrugi prin cicăleală și bârfă? Ce fel de femeie ești? Ce fel de mamă ești? Ce fel de soție ești? Noi suntem îmbrăcați în cele mai frumoase haine astăzi. Cred că ăsta e cel mai nou costum al meu. N-am avut alte haine mai frumoase să vin aici. Însă asta nu-L impresionează pe Dumnezeu. Dumnezeu vede dincolo de haina asta, se uită la sufletul meu. Dumnezeu știe cât de bun soț sunt eu și cât de bun tată sunt eu. Știe cât de bună soție și mamă este soția mea. Și acum trebuie să mă rog și pentru ginerii mei care au devenit copiii mei, trebuie să mă rog și pentru cuscrii mei care sunt frații mei și familia mea mi s-a lărgit. Și nu mai am timp să mă rog în 10 minute pentru că am nevoie cel puțin de 14-15 minute. Cum să o pomenesc doar pe fiică mea și pe bărbatul ei? Nu. Cum să nu mi-aduc aminte de nepotul meu? Dacă eu nu mă rog pentru el, cine? Dacă eu nu mă rog pentru nevasta mea, v-a trecut vreodată prin cap să vă rugați pentru ea? Pot eu conta pe rugăciunea dumneavoastră? Cine să se roage pentru copiii mei? Sunt tineri și neîncercați. Au 20 de ani. La vârsta asta oamenii fac prostii uneori. Mai ales cei care nu-L cunosc pe Domnul, cei care sunt neîncercați, cei care sunt într-un anturaj rău. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care ați trecut prin viață și aveți experiența vieții, cine vă poartă poverile? Cine este exemplu personal pentru cei din urma dumneavoastră? Cine se îngrijește de responsabilitățile familiei dumneavoastră? Cine împlinește nevoile soției?
Cine împlinește nevoile soțului sau ale copiilor? Ce soluție aveți pentru problema asta? Banii nu sunt suficienți dacă îi duceți acasă, în ciuda faptului că și asta este foarte greu de făcut. Însă cine iubește așa cum iubește Dumnezeu, care ne este exemplu? Cine iartă așa cum m-a iertat pe mine Iisus Hristos și cred că și pe dumneata? Ce fel de om ești pentru copii, pentru nevastă și pentru soț? Poți să pleci acasă în seara asta, dar ascultă-mă, ai ceva de îndreptat? De câte ori a fost rugăciunea un lucru nepotrivit? De câte ori a fost o dedicare în mâna lui Dumnezeu un lucru prea târziu? De câte ori a te apropia de Domnul a fost un lucru inutil și fără rod? Îți aduc aminte de ce s-a întâmplat cu Moise? Moise a fost un om care s-a luptat pentru el și pentru popor. Și faraonii a spus, când a vrut să iasă, nu poți să ieși, dar el a ieșit. Și faraonii a spus, ieși, dar stai lângă Egipt, și el n-a acceptat. Și faraon a spus, ieși, dar nu poți să iei turmele cu tine. Și el a spus, nu, trebuie să le iau. Și o ultimă încercare a lui faraon a spus așa, ieși, dar fără neveste și fără copii. Du-te singur și te pocăiește, dar nevasta și copiii merg în iad cu mine. Și Moise a spus aceste cuvinte. Faraon, tu știi că dacă mă tai la nas, mă doare, dar dacă îmi tai unghia, nu mă doare, ba chiar e necesar, că altfel se fac lungi și mă încurcă. Dar nici o unghie omul eu nu o las aici. Unghiile astea care le tai, din ciudă pentru tine, nu le las aici, le iau cu mine. Familia mea va merge cu mine să se închine Domnului în pustie. Într-un loc unde nu mai miroase egipteni, nici a piramide, nici a îmbălsămare de morți. Într-un loc unde eu mă voi întâlni cu Jehova, cu Dumnezeu. Familia mea va merge cu mine. Nu insista că nu-ți las nevasta și nu-ți las copiii. Tot ce am va merge cu mine. Tu nu vei deveni niciodată idolul meu ca să-ți dau nevasta mea, copiii mei și animalele mele. Animalele trebuie să le aduc jertfă Domnului, iar soția și copiii se vor închina împreună cu mine. Să nu aștepți cineva din casa mea să ține ție companie în iad, că lucrul ăsta nu se va întâmpla. E familia pe care mi-a dat-o Domnul și nu o să o las aici. Ascultă-mă, faraon, cât despre mine, eu și familia mea, copiii mei, vom fi un semn în Israel. Vom fi niște indicatoare, dacă vrei să ajungi la Roma, să nu te duci încolo, că Roma e încolo. Vom fi niște indicatoare despre Dumnezeu și pentru Dumnezeu. În această seară, dragii mei, aș vrea să vă chem să ne rugăm Domnului. Eu știu că unii dintre dumneavoastră sunteți bolnavi sau aveți pe cineva bolnav. Eu știu că unii dintre dumneavoastră probabil aveți o problemă cu un copil, o problemă de boală, de neascultare sau de altceva. Eu sunt sigur că aveți o familie în care probabil există anumite situații complicate. Poate aveți datorii din care nu puteți ieși. Viața de familie este foarte complexă, nu înseamnă doar ceva anume. Viața de familie înseamnă totul. Dacă în această seară, pentru boală sau pentru alte lucruri, vreți să vă rugați lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit să vă ajutăm în rugăciune mijlocind înaintea Domnului. Aduceți-vă aminte de femeia din Sunem. Atunci când a trecut prin necaz, o întreabă bărbatul său, e bine copilul, e ceva cu el? Și ea spune, nu-i nimic cu el. O întreabă concetățenii, e bine copilul, e ceva cu el? Și ea spune, nu-i nicio problemă cu el. Și se duce departe la omul lui Dumnezeu, pentru că acela era reprezentarea lui Dumnezeu în vremea aceea, și spune, ce mi-ai făcut? Ți-am cerut eu să mă binecuvintezi? De ce m-ai binecuvântat? De ce mi-ai creat așteptări și acum îmi iei binecuvântarea înapoi ca să-mi rup inima? De ce îmi dai și îmi ceri înapoi? Vă aduceți aminte ce a făcut omul lui Dumnezeu? Un singur lucru știu oamenii lui Dumnezeu să facă: să se roage. Pentru că atunci când noi ne rugăm, Dumnezeu ascultă. Dumnezeu a venit și a rezolvat problema. Frații mei, eu nu vă chem aici în față neapărat pe cei care aveți probleme, pe cei care nu vă înțelegeți cu soțul, cu soția, pe cei care vă fugi copiii de acasă. Nu. Și dumneavoastră puteți veni. Însă, eu vă chem pe toți cei care în familia dumneavoastră aveți o problemă de boală sau un alt fel de încercare, de situație complicată, și vreți în seara aceasta să ieșiți înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna rușinea a fost o problemă. Când te-ai pocăit, nu este așa că ți-a fost greu să ieși în față?
ți-era rușine, permite-mi să te întreb, s-a meritat să te pocăiești? În seara aceasta te invit să vii aici în față să mă rog pentru dumneata, alături de lucrătorii din biserică. Cu siguranță îți va fi rușine. Te vei gândi în mintea dumitale, dar ce credea adunarea, că nu mă înțeleg cu bărbatul? Ascultă-mă! Nu asta va crede adunarea, dar pentru adunare vrei să ieși aici în față. Dacă ai nevoie să fii atins de palma străpunsă, care poartă semnul iubirii și al iertării, în seara asta te rog, înțelege că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, atunci când te apropii de Dumnezeu, când ieși înaintea lui Dumnezeu cu o motivație sinceră și cu o problemă concretă, când pui la picioarele lui la cruce lucru pe care l-ai în inimă, indiferent care este acesta, Dumnezeu ascultă și ia aminte. Și vreau să vă invit să vă ruga, să vă ridicați în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu împreună și să ne rugăm. Și dacă sunt aici bărbați, femei, tineri sau bătrâni, dacă cineva este bolnav sau are pe cineva bolnav în familie sau o altă problemă, aș vrea să vă invit în momentele următoare să veniți aici în față ca să facem o rugăciune. Te rog frumos, vino aici înaintea Domnului. El are mâinile străpunse pentru un om ca dumneata și pentru un om ca mine. Veniți, veniți, faceți 5 pași în față, mai în față, mai în față, vă rog, mulțumesc frumos. El a mers la cruce și nu s-a întrebat dacă preoții vor râde de el. Nu s-a întrebat dacă va fi acolo și Simon din Cirena să-i ducă crucea. A știut că el trebuie să moară pentru un om ca mine. Urmează să ne rugăm cu toții, vă rog, rugați-vă din inimă, pentru că aici sunt frații dumneavoastră care au nevoie să primească mijlocirea. Îndreptați-vă mâinile spre ei dacă aveți libertate și spune: Dumnezeule, care m-ai ascultat de atâtea ori, mai ascultă-mă odată. Sunt acolo frații mei în foc, au ieșit în față, nu ca să iasă în evidență, ci ei sunt împovărați, Doamne, au o problemă. Dacă se putea rezolva cu bani, nu ieșeau, dar au nevoie de tine, întinde-ți mâna, lucrează, lasă puterea sângelui tău, lasă un cuvânt din partea ta, atinge-i, Doamne. Vorbește, Doamne, răspunde nevoilor lor. Haideți să intrăm în rugăciune tot poporul. Ne rugăm cu toții, ne rugăm Domnului. Ne rugăm Domnului.